Anul acesta este pentru prima dată când instituția olteană marchează evenimentul Noaptea Bibliotecilor. Dacă în mod normal ușile se închid cel mai târziu la ora 19:30, vineri publicul a avut acces în secțiile de împrumut și lectură până târziu în noapte. Manifestările au debutat cu activități dedicate Zilei Europene a Limbilor, la care au participat elevii mai multor colegii. În seara aceasta debutăm cu Noaptea Bibliotecilor, în care avem ca drept scop să atragem spre bibliotecă publicul nostru slătinen. Pentru început avem o întâlnire pe tema, un colocviu mai bine zis, pe tema Maestrii Picturii Universale, la care participă elevii de la Colegiul Național Nicolae Titulescu. După aceea ne-am gândit ca publicul să aibă posibilitatea să viziteze biblioteca, să vadă colecțiile noastre de cărți. Avem expoziții de carte tematice, avem dezbateri. Deschiderea anului școlar a însemnat și o revenire a utilizatorilor de carte. Sute de persoane trec acum zilnic pragul bibliotecii. Se simte totuși o revenire a utilizatorilor spre bibliotecă. Revenire, când vorbesc de revenire, mă gândesc la faptul că nu numai elevii încep să vină la bibliotecă și scopul nostru a fi să atragem celelalte categorii socioprofesionale. Ne gândim în principal la atragerea spre bibliotecă a categoriei active, însemnând persoanele angajate în producție cu vârstele între 24 și 40 de ani. Pentru această categorie a cititorilor se intenționează achiziționarea de carte tehnică, fond ce îi va ajuta la pregătirea profesională.